Începând de miercuri 30 septembrie, Marius Tăutu nu mai ocupă funcția de președinte al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Sălaj. Printr-un ordin al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, acesta a fost demis, la fel ca cei mai mulți dintre președinții caselor de asigurări de sănătate din țară. Potrivit lui Marius Tăutu, contractul său a încetat în baza unui ordin intrat în vigoare astăzi. Președintele director general al Casei Județene încheie contract de management cu Casa Națională. În baza unui ordin al președintelui Casei Naționale, 15/2008. Acest ordin prevede, pe lângă modelul de contract de management, și indicatori de performanță. Acei indicatori de performanță, într-un articol din ordin, e menționat faptul că dacă se schimbă în proporție de peste 50%, contractul de management încheiat încetează. Acel 50% a fost depășit prin modificarea ordinului cu ordinul 799, intrat în vigoare de astăzi, care modifică indicatorii de performanță într-o proporție de 75-80%. Deci, legal, acest contract încheiat între mine și Casa Națională a încetat în baza acestui ordin, da? Ordinul respectiv a fost postat vreme îndelungată, cred că peste o lună, pe site-ul Casei Naționale. Mi s-a cerut să facem propuneri, observații la ordinul respectiv. Eu, de exemplu, am făcut, alții o fi făcut și așa mai departe, n-are importanță. S-au luat sau nu s-au luat în considerare propunerile noastre sau observațiile la acel ordin. Cert este că de astăzi a intrat în vigoare și contractul de management a încheiat. În locul meu a fost numit interimar directorul de relații contractuale, doamna Stana Olga, farmacist, care a fost numită pe funcția respectivă prin faptul că eu am fost suspendat și am preluat funcția de președinte director general. Acum, prin încetarea mandatului de președinte director general, eu mă reîntorc pe funcția pe care am deținut-o anterior acesteia și Stana Olga, până ce se va organiza concursul pentru ocuparea funcției de președinte director general al Casa Sălaj, va gira funcția de președinte director general. Din punct de vedere legal, eu n-am ce comenta, pentru că este corect, este legal și așa mai departe. În locul lui Marius Tăutu, la cârma instituției, a fost numit director interimar Olga Stana, farmacistă și director de relații contractuale. Menționăm că Marius Tăutu se află la conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate din toamna anului 2012 și până în prezent.